Bună ziua la toată lumea și bine v-am găsit. Început de octombrie, e întâi. Să ne meargă bine toată luna și tot timpul și vouă. Afară e frumos, acum vedeți că se rămâne cu scurtă. Și este și sărbătoare. Acum era frumos să scol și eu, dar tot am făcut prin casă. M-am umplut de soluție de aia, trebuie să-mi cer papucii. Am spălat baia cu soluție de aia tare care miroasă. Miroasă și casa. Nu puteam să stau nici cu ușa închisă acolo, chiar dacă e geamul ăla deschis la baie. Dar s-a spălat bine, scoate tot. Vecinul e la poartă cu luci. Am ieșit la soare. Eu sunt cu Leonardo acum aici, Alex încă n-a venit. Zice că miroase holul. Păi ce să fac, am dat cu spray de cameră. Păi nu se mai duce miros. Eu nu pot să las ușa deschisă. Acolo în spate. Că el încă este răcit. Și nu înțelege să îmbraci. Tu mi-e așa. Auzi, și ce-am făcut? Mi-am luat o dubiță. Și? Așa. Și am transformat într-o dubiță de noapte. Uite, dacă vrea să bagă cinci oameni într-o misiune, noi avem mai mașini cu două locuri și nu tractor. Mai bine am eu o dubă unde să se bage tot. Tot în spate, în dubă. Foarte bine. Aici schimbăm patul, lingeria, am băgat la spălat. Nu la spălat, că nu-i bine, am băgat la baie. Mai mult. Mi-am adunat acolo. Am spălat și eu din fiecare zi. Arăt, dar nu-mi place că nu e tricou. Da, că e tricou pe tine, da. Te arăt. Uite tricou. Făcut, de ce nu l-a arătat? Numai să nu te îmbraci. Ați mai văzut așa? A, Alin mi-a făcut cadou un lanț. E frumos. Îți place? Aha. Doamne, dați-mi și viților umile, să-mi șerp papucii. Este soluția aia foarte tare, doamne, la ce mirasă. Nu pot să dau eu acum de numire să-i spun. E cea mai tare soluție care îmi pun de jos și, dar și scoate, dar ferme. Apa, tare. Nu s-o greșe, sunt un pic umedele. L-am luat de afară ca să... Nu. Sunt așa reci, nu sunt cine știe ce. Dă-i mai aici, că iar să supără prietenii noștri. Nu am făcut nimic de mâncare, că mai e pe aici. Dă-i, pe ce? Vrei să dai mai aici, tu dai mai tare. Hai, gata. O să vede pe reci, aici trebuie jugrăvit. Nu că acum că gătesc aici. Vă dați seama că n-a fost jubrăvit aici de când... A fost casa făcută. Ce n-am mai jubrăvit eu aici? Pe plus o aproape de acolo. Plec la bani. Așa mi se părea mie, afară că tu veni. O să plec la baie. Nu, nu, vă arăt acum cum am spus la baia, prea de când. Să vă arăt în baie. Va chiar a ieșit. Când s-a limpezat, pe ce am dat cu soluție ca lumea, a început patra ani să vădă și ea la flori. Să vădă florile. Vedeți că eu nu pot să stau afară să filmez. Îmi dai și mie un colț de pâine. Îți dau un colț de pâine. Bun. Dar vrei pâine plăște cu unt. Nu, dar și cum e să fie. A, și cum e, ca să ne facem frumos și glas. Nu pot să stau liberă să filmez afară, să mă plimb în curte, că sunt cu telefoanele lor. Eu ceea ce îmi fac eu aici și vă mulțumesc vouă, datorită vouă. Vă mulțumesc din suflet, îmi cer scuze că n-am mai răspuns așa la comentarii. Da, ziua e mică, acum noapte e mare. Se dau un pic nică, dar fără nimic, așa, păi nică. Un iaurt, nu merge.
treaba ta. Pâinea îngrășă. Îmi doar să vine capul acum de la soluție. E foarte tare. Un pic de apă, dai cam rece. Am îngropat puțin așa ușa, să iasă mirosul ăsta, prea de tot. E soluția tare. Dar dacă și nu punem de asta, nu face nimic, alta nu scoate. Am pus pe jos, unde era așa urât, tot apă baia și toaleta și alea. Am spălat și ghiveta, tot. O să-mi iau o pastinuță, chiar că n-am mâncat nimic până acum. Bunica, sete bună. Sete bună. Mulțumesc, sete bună. Pe parte de ceapă. Doamne, ce trece, ce mai un pic. Trebuie să vină și Alex. Ce trece ziua așa de repede, ziua mică și noaptea e mare. Cred că ar trebui să facem treabă și noaptea, ca să... Pentru că ziua n-a, acum vine noaptea. Dar e frumos sau fără acum? Și mai zic că e sărbătoare. Bunica! Patrona stă cu subie la poartă, cu luci, vorbesc acolo. Bunica, l-am sus ca de la Rino să-l țin până la 20 de ani. Bravo! Să-ți ajută Dumnezeu. Până la 100 de ani. Să-ți ajută Dumnezeu până la 100 de ani. N-am spus lui ursul să-ți ia ochelarii, să le aducă. Nu le-ai purtat deloc când trebuia. Deloc, deloc. Deci eu nu mai pot să citesc bine. Da. Acum ai văzut. Când spuneam... Acum ai dreptate, bunica. Da, am dreptate, prea târziu acum. Nu mă înțelegea, că eram... Mă, nu mă înțelegea, dar acum mai târziu. Că eram întâmpit. Întâmpit? Dacă puteai ochelarii... Și încă sunt întâmpit. Erai bine acum. Acum mai târziu. Parcă nu știu să mișc ochii în dreapta în stânga. Nu mai e mult, mă super mai e. Nu înțelegi? Ce e asta? Gata, am finit cu vlogul. Gata, 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 cum nu fie, ești încă nu înțelegi. Eram, eu m-am trezit așa, ți-e tata. Eram, ți-e tot așa pe baie, vă spun baia. M-am trezit cu gândul. Aveam soluții, iar voi parcă vroiam și tot nu aveam timp. Ca să zic tot baie. Am mai spălat și scările cu soluția aia. Dar nu mai spun eu la oase când vorbesc cu voi. Am băut cafea dimineață. La 7, ce venim ca să... Și după aia am mai băut încă una. Pentru că nu știu, mi s-a părut că m-am trezit bine. Și am mai băut unul. Leonardo, ce facem noi azi, mâncare? Avem mâncare, ne-a dat patrona el pe două ori mâncare. A trebuit să un ăla de demn, un platou de la de demn făcut. Era de toate. Niște sarmale mați, tobă, carne din găleată, carne de pui, rânză. Era multe, n-am mai arătat să mai filmez. După și de mai devreme, a adusat o ciorbă de burtă. Era ciorbă de burtă, da. Nu prea era burtă în ea, era așa mai supică, dacă mă înțelegeți, și burtă mai... Așa, trebuia să cauți mult, mult ca să găsești burta. Și un orez cu ciuperci și cu curcă, nu știu ce era, curcă, curcană. Mai avem bine aceea la frigider. N-am mai arătat mâncarea de la banală, dar a ajuns să le două gole. A trebuit mâncare ca să mănâncă ursul, să mănâncă copiii, că ursul nu mănâncă la ea, știi că aici mănâncă. Ursul nu a făcut mânca așa, pentru că acum toamnă, da? Le ia durerea de stomac. Începe sezonul cu stomacul, cu crizele. Nu m-am dus la farmacie să mai luăm pansamente la de stomac. Ei nu mai am plecă. Da. I-am mai dat lui ursul, am luat și eu că a început deja să ne doară stomacul. Așa e toamna, dar așa că am să te mai tot timpul. Ar trebui să iau o pastilă și eu ca băutul pe aia și...
Și ca să spun sincer, așa din loc, mă duc, dar tot cu gândul de a nu mai mânca, nu mai mânca tot gândul ăsta, stresul ăsta. Dar dai cum? Că ce dată fac la clipa asta, dau cum să... Asta e. Să fiu sănătoasă. Avem aici pastile. Hai să vă arăt pe toate. Aici trebuie pastilele care sunt pentru toată casa. Restul de pastile ce am eu, am o doptieră lângă pată în cameră. Așa sunt ce avem noi. Are și ales ceva pus de parte la el acolo, i-a pus vitamina C. Ia că de ura pe zi, pe gură de gând, de poftă de mâncare, pentru că e slab. Asta trebuie să iau și pe asta. Nu sunt pastile care le iau așa din capul meu. Este apuretin slim. Nu numeam. Avem aici și vitamina C. Două de vitamina C. Calciu efervescent. Dar ce n-avem? Nu le mai venim de la mine, poate nu e voie. Acum să răspunem coșulețul să facem ordine, că n-am mai făcut ordine în el de mult. Să vedem ce mai avem. Avem de toate, tot ce trebuie aici. Am cumpărat și am pus pe masă coșul care vrea, cum vrea ursul, dacă știe aici ce caută. De stopar, de toate, de bun, tot. Pe unde ajunge în gurița lui Leonardo de la sirop, să spun. Ce? O linguriță. De ce? De la sirop. Ah, le punem aici ca să și să vadă. Dacă au nevoie să nu mai căutăm de... din camere, prin întâiere, ce trebuie loc. Până aici și așa fiecare. Are nevoie de pastine, deci... Și Mihai la și toată lumea. Asta e de răceală. Tot de răceală. Le-am pus un coș cu tare bine. Avem multe, multe de răceală. Magneziuri. Vedeți că avem aici și strugurile de buze. Dacă ne crapă buzele, dăm cu el. Okay, am făcut ordine acum, am făcut la baie și acum am făcut ordine și la medicamente. Răceală, de tuse. Așa sunt cele mai bune de tuse, piculețe, de copii. Ăsta e de arsuri. Vă arăt medicamentele acum, că nu mai era mâncare. Dacă nu mai am mâncare. Ah, dar nu mai am așa să mai facă eu la mâncare. Nu că nu-i vine, ca să mai gătesc. Că ce da. Îmi trece toată ziua la mâncare și cam... asta e destul... avem și destul acel. Acum, trebuia să iau înainte. Ia-o. E bine și acolo tablatul. Trebuia înainte cu jumătate de oră. Aspirine, magneziu de la pliculețe care să iasă chimicali și bun. Și avem și pastile de magneziu. Dar eu nu mai iau. Numai când este cazul iau, atunci. Așa sunt niște plicuri care e foarte, nu știu cum, am luat eu atunci și cred că de la ăștia nu le-am suportat și am făcut alergia aia puternică. Avea dus de stomac, am luat pastile multe și după aceea mi-a dat alergia asta să iau plicurile de ăsta. Nu luat-o niciodată, nu știu pe ce bază e ăsta, care nu l-am putut suporta. Străi, nu știu. Străinesc? Da. Străinesc?
are ketoprofen. El nu știu și a făcut alergie, nu-l suport. Dar până aici, acolo, e iad ăsta și dar măsele și când are stomacul rău, e foarte bun. Și aspirina e bună. Și cam atât cu pastilele noastre. Ăsta e tot așa, un plic, tot alinados. Alte ciudățenii. Și avem un creion care a mai rămas atâta. Îl lăsăm aici, vă nu strică. Încă e bun și el la ceva. Nu, Leonardo? Da. N-ai mâncat? Păi nimic. Am luat să o mănânci prăjită, să o mănânci cu ceva, dar nu înțelegi. Mănânci pâine în goloșă. Dacă erai mai slăbuț, mai ziceam. Te lăsam să mănânci o pâine caldă, să aduceam caldă din, la fabrică. Serios? Acum nu trebuie să slăbesc. Acum nu, măi, trebuie să slăbesc, Leonardo, neapărat. N-ai cum. Trebuie să ai ambiție. Da, vreau să slăbesc. Să slăbești, că și la unii din cauza asta faci. Că ești prea grăsuț și dă carnea peste unghie, cum a zis doamna doctora. Ești și plinuț, plinuț așa pe unghie. Așa ce sunt ea mânc. Ce sunt pastile de făcute care nu le cunosc. Păi dacă ești afară, hop, ne urc cu telefonul. Pe fază. Mă iau la urmă. Nu știu, nu e vorba că nu mai vede, nu mă îmi place nimeni. Aș vrea ceva altceva să mănâncă, nu știu. Ceva cărnați. Ia cărnați, ia carne. Am spus și eu la urmă. Nu știu, o supă de fidea caldă, fără... fără carne. Pentru că e bună la ceva, când am sirop. Și tot pentru... Bunică. Pentru de odată, ceva e, da, e bună. Asta de plastic, e de la un fel. Da. Gustică. E de bunică de datare. Sau de datare? Să cam aude, dar ce să facem? Da. Au revenit, am adunat masa. După ce am mâncat tot pe rând, așa, unul mănâncă așa, unul cu umblea, unul cu devine. Așa era bine, nu se mănâncă tot odată. Și dacă nu mănâncă tot odată, pe zi că nu mai mănâncă de lor niciunul după aia. Așa te zic. Dar nu e rău, că îi pare rău. Îmi cer scuze că fac domnul cu pungile astea, dar trebuie să le vinde ce. Lasă-mi scaunul în pace. Nu mai. Pune ochiul la urmă. Nu prea ne înțelegem deloc. Am luat niște fructe, mere, mai mâncăm și fructe, carne. Ăsta era la mine. Da. Mai puțin. Să spălăm mierele și au rupt pungile pentru că le-am legat pe ele tot acolo. Nu mai dai cu scaunul ăla. Nu mă duce. Ce am zis? Am zis ceva. Tu am zis. Am zis ceva. Gata. Thank you.
de sărbătoare așa, rugat Dumnezeu ca să fac așa, să spălvați de curățărie, tot să rugătesc. Pentru că așa a avut Dumnezeu că e sărbătoare ca să nu fac nimic. Și... dă-i mai aici televizorul ăla, că știi că s-o supără prietenii, că la unde îți pun locul ăla. Păi, dar așa e. Măcar atât. Și... a dus o bătoare, am niște varză călită. Am mâncat și alea, am mâncat de un altul. Ursul mănâncă e pune. Și prea e pare, varză călită cu șuncă. Dar nu știu ce varză e asta, că e prea cum e varză albă. Călită are și cu asta cu mată și șunculiță, are de toate, e foarte bună. Am mâncat și eu, la cumplit, cu ardei, e foarte bun. Îi pun aici, dacă vrei, așa mai are carne prăjită, mai sunt... și de aceea l-am mai găsit. Și acum să mâncăm cât e un măr și ăștia sunt nectarine. Ăștia sunt nectarine. Cum, nectarine? Nu, nu, nu. Persici, ce erau ăștia? Persici. Nu. Am un nebunic gata, mai era mai țicat. Nu, persici. Nectarinele sunt alea care au piele așa. Ăsta. Gata, am luat ura mea. Vezi? Ăștia de parcă mi-a făcut aminte cum se numește, dar uite acum. Am uitat. Nu sunt pestici. O să mi-a făcut aminte, am uitat acum. Nu grepe, am luat-o rana. Ferească Dumnezeu și Maica Domnului. Ale ce sunt așa? Toți l-am uitat, nu mai știu nimic, pe ce lume suntem. Ia-și tu fructe, Ale. În seara. Să chiar așa să uit. Ce se întâmplă, Leonardo? Grepe sunt alea. Roșii care făcea pe un să nu mă arăt în cameră, să văd ce sunt. Ce? Să văd ce sunt, eu știu. Păi stai așa că uitară. Astea sunt merele, știi de când e lumea și așa sunt... piersi, asta e piersică. Nu, e altceva. Nu, așa sunt nectarine. Da, și asta e 100% piersică. Nu e piersică. Și ce e? Nectarină ce e? A, am un nebunit eu. E piersică. Ia o să vezi, ia pe aia să vezi că e piersică. Piersică ce-o fie acum, gata. Nu, dar e 100% piersică. Poate cum arată, arată fix ca piersică. Nu știu, parcă am, îmi vine așa să spun, dar... Da, e piersică. Ce e? Nu e piersică. Nu e piersică. Mai piersică? Nu știu ce. Oh. Nu țăbule de așa. Asta e porțiunea. Încet. Da. Că ți-ți dau, că nu mănâncă acum. Care nu vrea acum? Vrei să tăi și mănânci? Aici? Nu. Sau de asta? Nu, vreau să piersică. Două. Nu știu ce a fost azi pe capul meu. Eu nu mai știu să vorbesc, nu știu ce am. Hai, nu vrei fructe, nu mai gente, că știu cum ai bunit. Dacă te-am întrebat, odată te mai întreb. Copilul a spus că nu vrea. Dar eu insist tot timpul. Nu mai fai cu scaunul ăla așa. Ascult. Dar n-am plos. Tu ai luat scaunul ăla. Acum mi-a dat amfirelul ăla. Afară este foarte cald. Aveam eu sosete picioare, m-am dus până la oraș și am dat sosete și tot. E cald afară. Am văzut și filmul ăla care am pus-o de ieri, că plictisitoare, că alea. N-am ce să fac așa, arăt și eu ce fac, vorbesc eu, altceva n-am avut ce să fac, că dacă vorbesc,
nu este bine, că dacă vorbesc nu este bine, ce să fac? Am arătat și eu când am luat la copil ciocolata Dubai. Ți-am făcut ceva rău. Am luat una, dar bineînțeles că era curios și noi să vedem ce e acum. Bine că nu mai are gândul ăla și i-a trecut. Vă mulțumim și vă dorim o zi frumoasă, plăcută și multă sănătate să aveți. Pa, pa!